La începutul lunii martie, peste 100 de parlamentari au inițiat modificarea reglementărilor privind organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit inițiativei legislative pentru ocuparea funcției de director general al DGPI, trebuie obținut avizul din partea Consiliului Național de Apărare al Țării. În expunerea motivației care a fost înaintată plenului Camerei Deputaților odată cu raportul favorabil din partea comisiilor de specialitate, se arată că rolul DGPI ca structură specializată cu atribuții în domeniul securității naționale este unul major prin activitățile desfășurate. Acestea se referă la identificarea, contracararea și înlăturarea amenințărilor, a vulnerabilităților și a factorilor de risc la adresa informațiilor, patrimoniului, precum și a misiunilor, dar nu în ultimul rând a procesului decizional și capacității operaționale ale structurilor din Ministerul Afacerilor Interne. Inițiativa PSD a fost respinsă de o parte a opoziției, care a propus un amendament de abrogare a actului normativ emis de executiv privind înființarea și organizarea DGPI. Este ordonanța de înființare a acestui DGPI, a acestei structuri folosită politic de către miniștrii de interne, această structură care nu este total lipsită de transparență și este folosită ca o bâtă împotriva polițiștilor incomozi, angajaților incomozi din Ministerul de Interne. După exprimarea votului prin care a fost respins amendamentul USR, a fost readus în atenția plenului un scurt istoric. Acesta a făcut ca în prima parte a dezbaterii obiectul de reglementare al proiectului legislativ să ocupe un loc secundar. Mă întreb cum puteți să vă urcați la acest pupitru și să vă atacați proprii colegi. Și ce s-a schimbat din 2016, când guvernul din care făceați parte, stimate domnule lider, ca să nu vă pronunț numele, a venit într-un mod ipocrit și a pus controlul politic pe Ministerul de Interne, a trecut această ordonanță și ați subjugat politic un minister și acum dintr-o dată v-ați schimbat și sunteți îngerii nepătați ai politicii din România. Aveți o discrepanță de logică. Ionuț Moșteanu este liderul USR și niciun membru USR nu a semnat în acel moment o ordonanță proastă care trebuie desființată astăzi și pentru care dumneavoastră vă împotriviți. Pe vremea când domnul Cioloș emitea această ordonanță de urgență contestată de USR, actualul președinte al USR era consilierul premierului Cioloș, domnul Drulă. Și ce este de asemenea interesant este că actualul lider de grup al USR-ului, domnul Moșteanu, era secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Minister care mă gândesc că participa la ședințele de guvern. OUG, în forma din 2016, prevedea acest aviz din partea CSM. A fost scos ulterior prin legea de aprobare în Parlament, din partea CSAT. Așa că venim acum și tot înjurăm guvernul Cioloș, care, culmea, făcuse așa cum trebuie ordonanța asta. Inițiativa PSD cu privire la introducerea avizului CSAT pentru numirea șefului Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților cu 226 de voturi pentru și 12 abțineri. Explicarea celor 40 de voturi împotrivă s-a bazat tot pe scurtul istoric văzut de USR, dar dintr-o altă perspectivă. Această instituție a fost înființată imediat după 1990 din fosta securitate, de 2 și un sfert. Apoi, în 2001, a primit atribuții de securitate națională. Da? În 2016, când s-a vrut renunțarea la aceste atribuții și retransformarea lui într-un serviciu, cum este normal, de afaceri interne, a intervenit Dragnea pentru că a pus-o pe Carmen Dan, șefă instituție. Ei, acum nu vă mai convine! Propunerea legislativă prin care șeful Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne va putea fi numit doar cu avizul CSAT a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților.